А сами сами добучи чосе, шляхи бачи Бога. Недовгий день, бачи, часто робітство, є планета Тарин. Дать учимо ті підеса в Кесалом, гімна на родівних зіл, що гунді соломи, насуплю тебе маски. Діші мари в дожорі таті ді крешті, ну опачі, діші її жудіки, діче її захистоєць, діче її уреска пропілор, діче, що їм факті біні, кастай у чігірі, де он. Не причина завісті, карі мого мори, фратілі сел, гунніку фратіл сел, аві, кікса шафракш, мулц, мулц, дінтри крештіні ножті, жудікин пеапрапі, клеветінду, завістоїнду, уримду, немчитат, анлок садок розбой, тим покаїнск, покатіш, патіні лісалі, їй салупти, попроп'яці лор, чеші їсти он покат, фарті марі. Вініць працелор, вініць рорлор, ла Христос, а дівара Дунезів нас. Вініць ділуац пача, ну а часто поментяски, карі німінну пальць садай, да ча черяски, карі вініць тешт, ше інима, ше супліту, ше міття, мастри. Нам адус не міг пемен, ком нам адус не міг, не міг наш шной нас воєн. Діща точной, дощим розбой, ко проп'яці нож, care bună Dumnezeu ne binecuvântat, adică ne-o poruncit ca să îi iubim, să iubim duhovnicești, așa cum ne-o poruncit nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru. Hristos, coborându-se la ucenicii lui, după ce le-a dorit lor pace, le spune, așa trebuia să pătimească Hristos, așa cum a prorocit Moisei și psalmii, și prorocii toți, așa trebuia să pătimească Hristos, că așa a binevoit Hristos să pătimească pentru tine, pentru tine, pentru mine, pentru fiecare din noi. Și niciodată să nu uităm despre asta. Așa trebuia să pătimească Hristos, că El a binevoit să pătimească pentru a mă salva pe mine de chinurile cele veșnice, de tirania diavolului, de tirania și a păcatului. Și în numele Lui se va începe, se va propovădui pocăința, începând de la Ierusalim, la toate neamurile, unde este scumpa țară a Moldovei, departișor de la Ierusalim. Iată pocăința în numele Lui Iisus, la un timp pe care a venit la noi în Moldova și a făcut poporul nostru. A primit-o cu toată inima, cu tot sufletul și tot, cu tot cugetul pentru și străbunii noștri înălțat biserici, pentru că în numele Lui Iisus noi să ne pocăim în păcatele noastre, să ne rugăm pentru mântuirea lor și mântuirea noastră și mântuirea tuturor generațiilor care vor fi și după noi, să nu uităm de asta. Ce înseamnă Ierusalim din punct de vedere duhovnicești? Asta e mintea. Începând, începi pocăința de la minte, de la cugetarea lui Dumnezeu, de la cugetarea la Sfintelui Porunci, de la cugetarea aducerea mintei moarte, de la cugetarea aducerea mintei la dreapta judecată. Și aici de la minte se începe mișcarea aceasta la toate neamurile, la tot sufletul, la tot corpul. Deci cu mintea să nu fugim de Hristos Dumnezeu, cum a făcut Adam după căderea sa. Adamie, a strigat Dumnezeu, unde ești tu? De parcă Dumnezeu nu știe unde este Adam. Iar Dumnezeu vrea ca Adam să-și recunoască greșeala sa, pentru că pe urmă să nu o mai repete. Hristos strigă tot timpul, frate, soră, unde ești? Unde ești tu? De parcă Hristos nu știe unde ești tu, dar Hristos te cheamă pe tine. Hai vin, vină copilul meu, arată-mi rana ta, descoperi-mi durerea ta, că eu sunt unul care pot pe tine să te tămăduiesc. Așa am pătimit eu, de atât că am binevoit să pătimesc
pentru tine am pătimit, pentru tine, pentru ca să te salvez pe tine, că eu sunt unicul care poți să salvez pe tine de robia păcatului, a diavolului și a chinurilor celor veșnice. Și le-a descoperit Hristos Dumnezeu la apostoli ce? Mintea. Le-a deschis mintea pentru ca să înțeleagă Scripturile. Aduceți-vă aminte când prima dată ați deschis Biblia sau carte de rugăciune. Țineți minte cum nimic, psaltirea, deschis nimic, nu înțelegi. Dar dacă mai plângi, mai rogi, te mai rogi, Dumnezeu îți deschide mintea. Și atunci parcă curge un izvor de apă vie. Și tot atât de clar și atât de înțeles tot cum te uimești. Cum de până nu? De tot asta n-am știut și nu înțelegem nimic. Vedeți taina. Dar deși Hristos nu le-a deschis mintea la toată pomenirea, deși la arhierei, la farisei, la preoți, la saduchei, la Pilat, la Caiafa, la toți și deși nu le-a deschis lor mintea. De tătă mie asta nu vrut. Lor asta nu le trebuie. Ei și-au ales mândria. Eu zic, noi știm cum mai bine să trăim pe pământ. Și ne trebuie nouă acesta fiu al teslarului, fiu de lemnar, care e venit sărac și ne învață pe noi cum străim noi față pământ. Dar poporul dacă e ca copii, poporul nu are și pierde. El în afară de muncă, de chinuri, de boli, de sărăcii, de necazuri, și poate altceva spear cu poporul. Poporul unica nădejde, au văzut în Iisus cu adevărat și trebuiau să vadă toți pe Fiul Dumnezeu. Dumnezeu adevărat, Dumnezeu, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, care au primit corp din Fecioara Maria pentru a ne răscumpăra pe fiecare din noi. Și s-a suit împreună cu ucenicii săi la muntele măslinilor și le-a spus ca să aștepte pe făgăduința Tatălui. Cine este făgăduința Tatălui? Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care strămoșul nostru Adam l-a pierdut, trăim în împărăția cerurilor. Adam în rai l-a pierdut pe Duhul Sfânt, Hristos pe pământ l-a câștigat, fiind om pe pământ. Hristos azi deschide cerul care Adam fiind în rai l-a închis. Hristos azi se înalță la cer în hainele purpurii roșii, pline de sânge, jertfa pentru întreg neamul omenesc, însuși singur se ridică la Dumnezeu Tatăl pentru ca să împace dreptate cerească cu neamul omenesc. El, unul răscumpărător, neamul lui omenesc. A lui este slava în toate vremurile și în toate veacurile. Dinpreună cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Azi a 40-a zi după Înviere. Este 10 zile, făgăduința Tatălui se va pogorâ peste întreg neamul omenesc, peste acei oameni care și-au ales cerul și-au lipădat cu ștereața, cu grăunțele și cu grăsânile. Dar vulturii ați câștigit pe Duhul Sfânt în sens duhovnicesc, Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcător. Hristos a înălțat! Hristos a înălțat! Hristos a înălțat! Să alegem cerul, să lipădem pământul, să cugetăm neîncetat la poruncile lui Dumnezeu și la cele cerești, să ne gătim sufletele noastre de viața cea veșnică. Înger de pace, mă rog din noi, dați Dumnezeu să fie.